războiul dintre Andreea Bălan și George Burcea continuă? Actorul, mesaj dur pentru artistă, păi ce exemplu dai tu copiilor tăi? După ce în urmă cu câteva zile au pornit un întreg război în mediul online din cauza unei fotografii, George Burcea și Andreea Bălan nu au îngropat securea războiului. Actorul a postat recent un mesaj ironic la adresa artistei. George Burcea continuă ironiile la adresa Andrei Bălan. Războiul dintre Andreea Bălan și George Burcea continuă, după ce în ultimele zile cei doi și-au aruncat vorbe grele în mediul online. După ce a jignit-o pe mama copiilor ei, actorul nu se oprește și continuă ironiile la adresa acesteia. George Burcea s-a arătat deranjat de faptul că Andreea Bălan l-a blocat pe conturile de socializare ale fiicelor lui, după ce a publicat o imagine care a deranjat-o extrem de tare pe artistă. Astfel, acesta a decis să-i transmită un mesaj subtil fostei partenere de viață. Actorul a postat pe Instagram o fotografie cu un coleg de breaslă care arată un gest obscen, ironizând faptul că pe Andreea a enervat-o în urmă cu câteva zile o altă imagine pe care chiar el a urcat-o pe internet, în timp ce se afla cu un satâr la gâtul unui om. Ceea ce a deranjat-o atât de tare pe cântăreață a fost faptul că imediat după acea imagine, actorul a postat altele cu fiicele lor. Domnul actor Dominic are copil acasă și arată-mi pe Insta. Păi ce exemplu dai tu copiilor tăi, băle? Sper că te-a făcut praf presa și soția, a scris Burcea în dreptul fotografiei. Când postezi satâre după ce dai zhare la pozele cu Ella și Clara, e firesc să primești bloc, ca să nu mai dai zhare și să apară copiii lângă astfel de postări periculoase. Vreau un tată exemplar, nu de care să îmi fie teamă, a scris Andreea Bălan acum câteva zile.